Sucursala regională de căi ferate Timișoara anunță că au fost depuse 5 oferte la licitația pentru construirea liniei ferate către aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara. Contractul vizează modernizarea celor 5,2 km de linie existentă Timișoara Est Radna, construirea unei linii de cale ferată duble și electrificate către aeroport pe o distanță de 5 km și construcția unei noi stații CF în apropierea aeroportului echipată cu două linii de garare. Proiectul are o valoare estimată de peste 320 3 milioane de lei și este finanțat prin fonduri europene nerambursabile. Lucrările vor dura 30 de luni, dintre care 8 pentru proiectare și 22 pentru execuție. Sucursala regională de căiferate ferate Timișoara a mai precizat și că modernizarea infrastructurii va permite creșterea vitezei maxime de circulație pentru trenurile de marfă la 80 de km pe oră și pentru trenurile de călători la 120 km pe oră.